Cauză penală deschisă după prăbușirea unei crengi de copac peste un copil în parcul Alunelul a fost transmisă în instanță, anunță Procuratura Generală. Potrivit Oamenilor Legii, un angajat al întreprinderii municipale Spații Verzi este învinuit de neglijență în serviciu. Potrivit procurorilor, învinuitul fiind responsabil de spațiile verzi de pe teritoriul sectorului Buiucani în perioada 17 februarie 14 mai 2022 și a îndeplinit necorespunzător obligațiile de serviciu. În special, nu a organizat și nu a asigurat o verificare și curățare eficientă a arborilor amplasați pe teritoriul parcului Alunelul pentru a nu pune în pericol viața și sănătatea populației. Potrivit raportului de expertiză judiciară, cauza ruperii și căderii crengii, în data de 14 mai 2022, care a dus la decesul copilului, a fost starea avansată de putrefacție a copacilor. Învinuitul a pledat nevinovat. Acesta riscă o pedeapsă maximă de până la 6 ani de închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani. Amintim că tragicul incident a avut loc în parcul Alunelul din capitală. O creangă de copac care s-a desprins de trunchi a căzut peste un cărucior unde se afla o fetiță de un an. Micuța a fost internată în secția de terapie intensivă a Spitalului de Copii, dar medicii nu au putut să o salveze. Atunci, primarul general al capitalei, Ion Ceban, a declarat că Agenția pentru Protecția Mediului nu a eliberat la timp autorizația Asociației Spații Verzi pentru a curăța coroanele și a tăia copaci în municipiul Chișinău, inclusiv în parcul Alunelul, deci creanga care a căzut peste copil nu a fost doborâtă la timp. În replică, agenția a publicat o notă informativă în care afirmă că ultimul document de tăiere a copacilor datează din ianuarie 2022. În plus, instituția a precizat că tăierea arborilor care prezintă un risc pentru viața și sănătatea oamenilor poate fi efectuată fără coordonarea cu autoritățile superioare.